Natura a creat lumini, umbre și un fel de ceață albă și densă deasupra apei fluviului. Acest fenomen spectaculos apare în general toamna și primăvara, atunci când există diferențe de temperatură între apă și aer și poate fi admirat cel mai bine de pe faleza superioară a Dunării. La primele ore ale dimineții, apa Dunării avea 17 grade, în timp ce în aer se înregistrau doar 2. Astfel, deasupra fluviului s-au format aburi groși, care însă nu împiedică circulația navală. La nivelul comandanților care sunt la o înălțime considerabilă, să zic așa, nu încurcă acea ceață, vizibilitatea este bună, au echipamentele radar care funcționează și nu e nicio problemă. Localnicii s-au obișnuit cu acest fenomen, însă pescarii spun că atunci când trec Dunărea cu bărcile mici, trebuie să fie extrem de atenți. Unde-i vapoarele peste tine când ești la pescuit? Cel mai urât sentiment e pur și simplu navigația pe Dunăre. Fiind în barcă nu mai vezi nimic, deci o ceață foarte densă, nu vezi la 10 metri în față. Ceața se lasă, deci, cum să zic eu, se lasă toată așa deodată în toată asta, se ridică din, deci apurile din Dunăre se ridică în sus. Și altfel, nu-i ca ceața. Fenomenul se înregistrează de obicei la primele ore ale dimineții, la scurt timp după răsăritul soarelui, și nu durează mai mult de 20-30 de minute.